E o primul? Da. Ok. Domnule, ia spune. Am ajuns în satul, așa spune, satul lui Dimitrie Gusti de la șoseaua orașului. Eu vreau să vă duc acum, să vă arăt casa, cum arăta casa mea unde m-am născut eu. Și vă duc acum să vă arăt casa. Este o casă de, așa spune, casă de ioban. Hai să vedem casa. Hai să vedem. Uitați aici casa, Andreea. Unde ne ducem? Uitați, o vedeți? Asta așa mică? Era casa. Așa e? Așa era casa. Hai unde m-am născut eu. Hai să vedem casa. Deci asta este, asta vopsită cu alb și asta cu albastru? Asta este cu alb și cu albastru și învelită cu paie. Am zice... casa asta și în ziua de astăzi am făcut-o. Da? Pe locul unde m-am născut, în Spăiceni. Dacă eu făcută la fel? La fel, dacă eu așa aș fi vrut să vă primesc acolo. Să-mi spuneți un lucru despre casa asta, că o văd așa. Cine decidea când se făcea casa? Când făcea gospodarul casa? Familia. Cine decida culoarea, de exemplu? Familia! Doamna sau domnul? Femeia era cu vopsitul. Femeia era că cu vopsitul. Sunt lucruri bărbătești, sunt lucruri femeiești. Pe care sunt într-o gospodărie ca asta, lucrurile bărbătești? Am un bărbat, nu se dă la vopsit. Nu? Bărbatul se dă la acoperiș, să acopere casa cu paie. Aha. Așa. Și femeia? Femeia rânduia casa pe dinăuntru și pe din afară, să fie, așa se zice ungurește, chistaș. Ce înseamnă asta? Adică să fie curat. Aha. Să fie așezată casa, să fie frumoasă. Deci femeia alege și culorile. Da. Dar spuneți-mi, maestre, de ce sunt așa mici ferestrele astea? Știi de ce? Eu zic așa, că din casă... Să țină căldura? Da, din casă e mici, o ieșită oameni mari. Vreau să vă spun, domnul Mândruță asta, că din casă e mici, o ieșită oameni mari. Ăștia suntem noi. Haideți să intrăm un pic acolo. Știți cât e de frumos și de cald acolo? Tata zice, tată, după ce s-a mutat la Târgu Lăpuș, a făcut o casă tot mică. Dar zic, tată, ce ai făcut mie dacă îmi fac toți oamenii pe aici? Zice, știi ce, mă? Mie nu-mi trebuie o casă în care să închie frig. Să nu fie frig, să fie cald în toată casă. Și nu-mi trebuie atâta lemn, atâta lemn, nu-mi trebuie atâta foc, căldura stă, ține. Deci asta e să țină căldura înăuntru? Să țină căldura. Aha. Bun, asta... Asta e poartă. Vedeți un pic că nu încăpem. Da. Știi de ce? De ce trebuie să ne aplecăm. Poartă? Este ca și un fel de, ca și un fel de închinăciune. Mă aplec, intru într-un loc, așa să zice, intrăm într-un loc sacru al familiei. Vedeți? Casa poarta, omului. Da. Poarta desparte lumea de dincolo cu lumea de aici. Lumea de aici e o lume intimă. Aici intră familia. Așa se zice, bă, tu pe grădina mea nu poți intra când vrei tu. Numai când ești slobodiu. Pătul ce e? Da. Ia, hai să mergem puțin aici. Unde să pun eu? Unde să pun eu? Să pun eu porumb. Aha. Să pun eu porumb. Așa, când folosim ăsta. Uitați-vă. Nu stăte acareturile, cum se spune, de la casă aici. Nu stăte. Văd aici șușură. Plante de leac, își puneau plante medicinale în curte? Stați un pic. Puneau plante de care aveau nevoie. Aveau nevoie. Aveau încredere în tămăduirea. Deci asta era farmacia, practic. Farmacia Crăsă. Farmacia Crăsă. Văd acolo valeriană, păducel, bujor, trandafir pentru petale, crizantemă, mentă, lavandă. Toate aici ai atât, aici ai... Uite, aici e un mălin, așa, copaj, nuc, nu ține omul orice pe lângă casă. Am înțeles. Cât îți ia să faci o casă din asta? Cam cât timp îți ia? Păi de lucru. Dacă ești gospodar. Păi dacă ești gospodar, cum ai fi de gospodar, dar lucru trebuie făcut de țâiș, nu de mântuial. Eu am făcut o casă. Țâiș? Ce înseamnă țâiș? Adică să ție. Aha, să ție, că nu faci pentru o lună, nu faci de două luni, o faci pentru o viață. Și omul își face el casa lui, adică el știe. Își face casa lui. Știe el meșteșugul să facă o casă știe orice om? De unde învață? Erau meșteșugarii satului. Deci te-a ajuns cu cineva. Păi cum, adică era meșterul satului. Bă, zice, cine face căsă în Stoiceni? Cine-i tâmplar în Stoiceni? De exemplu, în Stoiceni tâmplar era bunicul meu. Ce înseamnă botănușa? Botănușa înseamnă că nu primești pe nimeni acolo și ești dus de acasă. Aha. Pune câte o botă, dar nu închidea ușa. Nu se încuia ușa? Nu se încuie ușa. Se pune o botă, acum se încuie cu lăcăți ferecate. De ce? Păi lumea s-a schimbat, este fel de oameni. Sunt oameni umblători, viituri, așa să zic, viituri de astea, după sate, vin de țară, umblă până sate. Nu știi, nu-i cunoști. În sat oamenii se cunoșteau.
Când se duceau de acasă, zice, bă, Grigore al Ionului Opriș, nu-i acasă că-i botanușă. Știa de acolo, vedea? Băi, botanușă. Adică își punea cizmanușă sau nu, bota, o bâtă, o bătă, o bâtă, o bătă, nușă. Și pe asta ai dus de acasă. Era semnul că nu-i acasă.